În epoca de aur a lui Nicolae Ceaușescu, românii au primit alimentele de bază cu porția, plecând de la ideea că necesarul zilnic era de doar 2700-2800 de calorii, comuniștii au redus rațiile de pâine, ulei, zahăr și carne și au instituit cartelele, documentele fără de care românii nu primeau alimentele de bază. Vreme de un deceniu, sub Ceaușescu, românii au cumpărat pâinea, zahărul și uleiul numai pe cartelă și doar de la alimentarele de cartier. Raționalizarea alimentelor a fost un proces introdus treptat începând din anii 80. La data de 19 decembrie 1980 a apărut legea pentru constituirea, repartizarea și folosirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației. Decretul stabilea raționalizarea consumului de alimente în funcție de județ, iar cartelele de la zahăr și ulei erau diferențiate pe categorii de populație. Pentru a justifica reducerea porțiilor, președintele Nicolae Ceaușescu a inventat un program științific creat la cererea directoratului de specialiști din Comitetul Central. Este vorba despre programul de alimentație științifică a populației, document apărut în 1982, care stabilea necesarul de calorii, rațiile de mâncare și inclusiv standardele de greutate ale românilor. Potrivit programului, românii au nevoie doar de 2700-2800 de calorii. Pentru asta aveau voie anual de cel mult 60-70 de kilograme de carne și produse din carne, 80 kg de pește și produse din pește, 210-230 litri de lapte sau produse din lapte, 260-280 de ouă, 16 kg de grăsimi, ulei, margarină, 170-180 de kg de legume, 70-90 de kg de cartofi, 304 kg de legume boabe, 65-95 kg de produse din fructe, 22-26 de kg de zahăr. Prin decret, în 1984, s-a adoptat un nou standard alimentar și mai redus. România aveau anual dreptul la 39 de kilograme de carne, 78 de litri de lapte și 166 de kilograme de legume. Uleiul și zahărul se dădeau o dată pe lună, rația fiind de 1 kilogram. Proviziile de alimente erau considerate speculă și se pedepseau aspru sub vechiul regim. Ceaușescu inventase legi care pedepseau datul pe subtejghea al alimentelor sau strângerea de provizii. Decretul Consiliului de Stat 306/1981 privind măsuri pentru prevenirea și combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populației din octombrie 1981 stabilea pedepse pentru românii care făceau provizii de alimente. Relatează historia.ro.